Controle rutiere de amploare în majoritatea județelor țării. Polițiștii au avut în vizor în special pe șoferii autobuzelor și microbuzelor destinate transportului public. Mulți s-au ales chiar cu dosar penal pentru nereguli. Polițiștii rutieri au intensificat în majoritatea județelor din țară controalele de rutină. Au fost vizate în special vehiculele de transport în comun. Acțiunea vine ca o măsură de prevenție, în contextul în care, în ultima perioadă, accidentele rutiere au fost din ce în ce mai comune. Poliția română desfășoară la nivel național o acțiune pentru verificarea transportului public de persoane. Sunt organizate filtre în toate județele țării, dar și în capitală. Acțiunea are loc în contextul începerii cursurilor școlare după vacanța de iarnă și se desfășoară pentru asigurarea unui transport public sigur și în deplină legalitate. Au fost constatate și sancționate mai multe abateri contravenționale. Vorbim de lipsa documentelor legale, permis expirat sau transportul mai multor persoane decât cele prevăzute pentru respectivul autovehicul. Doar anul trecut, 14 persoane au decedat și alte 10 au fost grav rănite din cauza accidentelor în care au fost implicate vehicule de transport în comun. Anul trecut au fost înregistrate 68 de accidente rutiere comise cu vinovăția șoferilor de transport public de persoane, în urma cărora 14 persoane au decedat și 70 au fost rănite grav. Controle rutiere de amploare au avut loc și în județul Alba. Având în vedere dinamica accidentelor de circulație în care sunt implicate autovehicule destinate transportului rutier public de persoane, se impune ca instituțiile cu atribuții în domeniu să desfășoare activități de control în trafic în scopul prevenirii și combaterii oricăror abateri de la normele legale. Polițiștii au verificat și documentele șoferului, dar l-au testat și cu aparatul etilotest.